Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. În această seară vom vorbi despre tradiții și obiceiuri de Paștele Blajinilor. Invitat în studio este Octavian Moșin, parohul Bisericii Întâmpinarea Domnului a Universității de Stat din Republica Moldova. Bună seara, Hristos a înviat și vă mulțumesc! Ați înviat și Doamne ajută! Că ați venit! Știu că aveți un program destul de încărcat și vă mulțumesc totuși că ați reușit să ajungeți la noi în studio. Cu Doamne ajută! Foarte mult se discută în aceste zile despre această sărbătoare, Paștele Blajinilor, sau îi se mai spune Paștele Morților, care se ține în fiecare zi de luni, după o săptămână, exact după învierea Domnului. Este o sărbătoare, se spune, că care se cinstesc sufletele celor adormiți și despre care se crede că se ospătează din resturile pe care oamenii le mănâncă la cimitir. Iată această discuție la tema e bine sau nu, care sunt tradițiile adevărate, care sunt păgâne, cum trebuie să ne comportăm la cimitire, haideți să le discutăm ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Într-adevăr, sărbătoarea sărbătorilor din biserica și tradiția noastră ortodoxă este învierea Domnului sau Sfintele Paști. Exact într-o săptămână intrăm într-un Paște al Blajinilor. Să știți că este una din formele de cinstire a celor adormiți în veac întru Domnul. Dar nu este ceva bătut în cuie și nu este ceva generalizat în Biserica Ortodoxă acest Paște al Blajinilor. Pentru că fiecare zi de sâmbătă, practic, este ziua când ne amintim de Maica Domnului, de Sfinți și de cei adormiți întru Domnul. Și atunci spunem că ziua adormiților este fiecare zi de sâmbătă, iar biserica a rânduit în anul bisericesc câteva sâmbete consecutive, prin care facem pomeniri generale ale adormiților. Această sărbătoare numită Paștele Blajinilor sau ale Fericiților, că asta ar însemna în traducere, adică oamenilor drepți care au trăit așa cum se cuvine unui creștin, dar care au plecat trupește la din viața aceasta și sunt vii doar sufletește, pentru că creștinismul vine cu această învățătură de viață, de după viața aceasta. Este o tradiție mai mult locală, care e frumoasă, are frumoase motivații și îndreptățiri, atâta doar că și dumneavoastră, din câte ați relatat și ați semnalat, și asta observăm an de an, apar anumite nereguli și nu doar în cazul Paștelor Blajinilor, dar în general legat de orice sărbătoare creștină care devine tot mai șifonată și se șterge din conținutul, din esența ei. Și atunci deci noi avem o tendință așa în societate că se șterge din conținutul esențial al unei sărbători. Spre regret, pentru că omul care apucă sau deprinde doar niște practici cultice, știi că trebuie de mers la cimitir, de împărțit o pomană, trebuie să spună ceva, trebuie să invite preotul, este doar un aspect al religiei, pentru că mai sunt încă două treimi mult mai importante care suplinesc și dau esență sau viață fiecare învățături sau fiecare procedeu practic exteriorizat. Și atunci e vorba de învățătură și de morală. Și atunci o societate care doar a moștenit niște practici cultice, merge să-și face semnul crucii, transmite o pomană și așa mai departe și nu mai știe nimic altceva din esența religiei, este un formalism religios. Știți ce mă deranjează pe mine în unele situații? Că am ajuns la aceea că nu mai așteptăm rândul când vine preotul să sfințească mormântul și plecăm doar făcând acele ritualuri despre care foarte mulți acum în zilele acestea discută, că mâncăm acolo de toate, copios, stăm, venim și ne lăudăm cu pomenile acestea care sunt până la urmă condiționate într-un fel oarecare. De ce se întâmplă acest lucru? Și poate ar trebui preoții în timpul slujbelor de până la Paștele Blajinilor să spună că este important ca să venim să sfințim locul sfântului unde, omului unde a fost el înmormântat, dar să nu veniți să mâncați acolo doar. Eu nu cred că preotul poate realiza în mod fizic prea multă rugăciune la mormântul fiecărui adormit. Și atunci dacă, spre exemplu, s-a împlinit un an de la trecerea la Domnul sau este o zi de sâmbătă sau te-ai pregătit cumva sufletește, vrei ca să mergi cu preotul la cimitir, asta o poți face oricând.
Bine, pe parcursul anului. Da, sunt mici excepții când biserica nu recomandă. Spre exemplu, în săptămâna luminată e mai bine să fie în altă duhă decât cel de pomenire al adormiților. Iar biserica recomandă ca slujbele și rugăciunile să înceapă în biserică cu Sfânta Liturghie. Uh-huh. Și acest lucru se întâmplă în zi de duminică, dar cea mai recomandată zi este ziua de luni, pentru că atunci este Paștele Blajinilor, pentru că după săptămâna luminată încep pomenirile abia în zi de luni. Uh-huh. Spre regret, în multe localități s-a încetățenit și ziua de duminică. Asta vreau să vă întreb un pic, dați. Probabil că e o moștenire din perioada sovietică, când oamenii aveau unica zi liberă duminica și atunci mergeau la cimitire. Da, dar în unele localități deja localități s-a înrădăcinat chestia asta. Păi și da. Duminică se spune că vin, pentru că sunt sate cu comune sau orășele care au fie în subor, se duce într-o comună duminică, luni. Exact. Dar nu cred că la cimitire se face prea multe rugăciuni. Și atunci să faci o pomană sau să faci o scurtă rugăciune, cred că oricând este binevenit. În unele zone chiar este o frumoasă practică, imediat după noaptea învierii, să meargă cu lumina sfântă, chiar și la cimitire, să-i salute pe cei adormiți cu Hristos a înviat. Și atunci termenul de cimitir în traducere înseamnă dormitor. Uh-huh. Și atunci haideți să asociem ceea ce facem noi în dormitor, ne odihnim. Exact așa trebuie să lăsăm și pe cei care sunt răposați să se odihnească în cimitir și comportamentul nostru trebuie să fie foarte cuvincios, să fie ținuta noastră decentă. Și acolo nu se asociază petrecerea noastră în cimitir cu nimic altceva decât cu ceva cuvincios, cu ceva care ar fi în duhul rugăciunii pentru cei care nu mai sunt alături trupești, ci doar în inima noastră și în rugăciunile noastre pe care le înfăptuim. De aceea atât mese care se întind copioase, schimbul de pomene și multe alte lucruri sunt lucruri care deviază de la norma bisericii, pentru că dacă vrei să faci o milostenie, pentru că ce înseamnă până la urmă milostenie? Înseamnă faci un act de milostenie sau o faptă bună de sufletul celor care a decedat. Și atunci asta o faci cu un om care de-a drept are nevoie de ceea ce împarți tu. N-are o bucată de pâine, este însetat și așa mai departe. Și atunci fă pomana cu sărmanul, cel care, cu care vei câștiga un boc de proste, care vă zice Dumnezeu să-l ierte. În același timp, dacă vrem să facem anumite mese de pomeniri, cel mai indicat loc este casa fiecărui dintre noi. Fie că unde a trăit cel care nu mai este, fie că la cineva dintre rude și iarăși să nu fie cu abuz. Să nu fie mese copioase și ceva care iarăși este ieșit din comun. Evident că orice sărbătoare presupune și o masă de bucurie. Ori masa aceasta trebuie să fie iarăși cu componente clare și fiecare nu trebuie să uite pentru ce a venit. Mm. Atât la cimitir cât și la o masă de pomenire. Haideți să luăm pe rând. Iată în ziua de luni, să zicem. Deci am ajuns la concluzia că trebuie luni să mergem până cel mai recomandat cel mai recomandat este ziua de luni. De dimineață ar fi bine să mergem la biserică. Absolut, în fiecare biserică se săvârșește Sfânta Liturghie. Și participarea noastră la rugăciune de plină este la Sfânta Liturghie. Abia după liturghie, fie că în biserică, fie cum se obișnuiește în fiecare localitate sau la fiecare cimitir, ca regulă se face o slujbă a parastasului de obște, pentru că preotul nu poate să vrăși slujba completă la fiecare mormânt. Ci doar merge și să vrășește cădirea și o scurtă iectenie sau rugăciune pentru cei care se pomenesc, fie că cei care sunt înhumați la locul respectiv. De aceea, chiar dacă preotul nu ajunge, pentru că sunt localități unde sunt cimitirii imense, sunt localități care au câteva cimitiri, dar preotul este unul. Și atunci toți au nevoie de preot doar atunci, pentru o oră când... Da, și începe, știți ce începe? Începe lupta. Se duc toți și începe a ruga la ureche. Hai te rog, veniți la mine, vă rog frumos, veniți la mine. Și mi pare asta absurd. Și atunci stai liniștit, dacă preotul n-a ajuns la mormântul tău, dar ai făcut o rugăciune și tu, ai transmis și o slujbă și s-a săvârșit slujba parastasului de obște, să știi că
fii cu inima împăcată, adică nu trebuie să te deranjezi sau să obosești pe cineva, pentru că nu se întâmplă absolut nimic, pentru că acest lucru poți face și înainte și după această zi. Așa că, iarăși, sunt niște abuzuri, niște, așa, adică tradiția iurea, pentru că altfel nu le pot numi. Și eu am fost în pielea, și sunt de altfel în fiecare an, în pielea acestui slujitor care este rupt în toate părțile pentru acele câteva ore. Și se supără oamenii, absolut, probabil pe dumneavoastră, că nu reușiți. Exact. Și sunt atunci bârfit și cu, adică, cu toate epitetele le auzi în aceste zile. De aceea încercăm și noi să fim expliciți și, apropo, ultimii ani încercăm prin intermediul Asociația Studenților Creștini Ortodoxi în cele mai imense cimitiri să împărțim note explicative. Uh-huh. Și dacă administrația publică locală are grijă să facă înștiințări cum ar fi bine tu ca cetățean să păstrezi curățenie sau să ai o ținută în cimitir, exact același lucru încercăm și noi să explicăm cum ar trebui creștinul să se comporte, exact, în cimitir, cu ce ar trebui să vină, când să vină, când este cea mai recomandată oră, pentru că închipuiți-vă, creștinii bat la porțile cimitirilor și duminica și lunea din dimineață, când preotul abia intră în slujbă. Da, și atunci se pot întâmpla și lucruri triste atunci, când e foarte cald afară, sunt și insolații, oamenii cheamă, absolut, și salvarea într-o perioadă. Așa că nu vă obosiți... Paștele Blajinilor a căzut în mai, de exemplu. Nu vă obosiți ca să vă grăbiți spre cimitir, dar grăbiți-vă spre biserică. Și atunci, dacă vrei să faci o pomenire și o prăznuire creștinească, aceasta începe de fiecare dată în biserică, prin rugăciunea pe care o săvârșim. Așa, am înțeles. Vreau încă să vă mai întreb despre un obicei pe care l-am văzut mai deseori mergând de Paștele Blajinilor. Este vorba de aprinderea tămâiei și de trei ori să înconjori mormântul. Ce înseamnă aceasta și dacă este iarăși binevenit sau este ceva, un ritual? Evident că tămâierea mormântului și tămâierea în biserică e un simbolism al înălțării rugăciunilor noastre și acest lucru o facem cu produse pe care le dă natura, pentru că știm că tămâia e ceva natural și are semnificația sa, încărcătura sa aparte. Evident că acest lucru îl face ca regulă preotul slujitor, pentru că are și atributele necesare și săvârșește rugăciunile cuvenite, dar în special în cazul nouă-adormiților, se încetățenește ca primele trei zile să se meargă la cimitir și de a se face această tămâiere. Deși nu sunt reguli bătute în cui, uh-huh, sunt tradiții locale, dar care nu contravin bunei practici. Se mai zice că în felul acesta alungi spiritele rele de în jurul, adică sunt, adică, vorbe care absolut n-au nimic comun cu învățătura noastră creștină, uh-huh, ci este o formă de manifestare a credinței și a rugăciunii noastre. Uh-huh. Și atunci e bine nu doar de cădit, nu doar de tămâiet în cazul credincioșilor, dar e bine și de săvârșit rugăciuni speciale, chiar în orice carte de rugăciune este rugăciunea pentru cei adormiți. Acum, deci putem pascal, noi citi pe la mormânt? Absolut. Sunt rugăciuni care sunt recomandate credincioșilor din rând să săvârcească rugăciuni pentru adormiți. Este chiar un acatist special pentru adormiți pe parcursul anului. Acum putem merge și cu cântarea Hristos a înviat. Uh-huh. Și atunci nu greșim cu nimic dacă săvârșim o rugăciune în calitate de laic la, sau de mirean la mormântul celui adormit. Evident că nu trebuie să ne axăm doar pe formele acestea exterioare, uh-huh, de câte ori înconjurăm mormântul sau ce am adus la mormânt și așa mai departe, pentru că Dumnezeu până la urmă caută la inima noastră. Și atunci, uh-huh, de asta să avem grijă, să venim cu inima împăcată. Și împăcată. Da. Referitor la ce am adus, ajungem la tema pomenelor, care iarăși, din păcate, strânesc în noi și această invidie față, și această fală. Sunt niște momente negative, după mine, care sunt născute din pomenele acestea. Cum să trecem peste acest lucru și cum să învățăm moldovenii ca să nu pună accent pe financiar, pe cât de mare este pomana și cui se dă pomana corect? Rudelor din familie sau celor străini?
Mi s-a întâmplat chiar anul trecut, stăteam în preajma unei familii lărgite în cimitir, săvârceau rugăciunea pentru a dormit cam de 7 ani și s-au pregătit pomeni pentru toată lumea, s-au apropiat în acest timp și 2 persoane străine care cerșeau și pur și simplu au fost alungate și chiar bruscate. Și atunci am spus că zadarnic ca să mai veniți aici la cimitir, dacă vă împărțiți unul altuia pomeni și nu aveți grijă de cei sărmani, pentru că biserica dintotdeauna a recomandat să înfăptuim ceva din cele 7 fapte ale minii trupești, de a adăpa, de a hrăni, de a îmbrăca, de a cerceta un bolnav, un întemnițat, deci de a avea grijă de un om necăjit. Dar totodată ne îndeamnă să facem și faptele milii sufletești, să ne arătăm dragostea noastră față de cel care are nevoie, care are nevoie de noi, de sprijinul nostru, și atunci poți face pomană fără a avea ceva în buzunar, fie că bani sau ceva de conținut material. Pentru că poți îndruma, poți mângâia, îți poți arăta afectul tău față de cel care este în jur. Și atunci poți face o sumedenie de lucruri bune și faptele mele sufletești fără niciun ban. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, cercetează inima noastră. Pentru că pomana nu constă în ce face, adică în conținutul ei, dar cum faci pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Dar vreau să vă zic că aici, în perioada sărbătorilor Paștelor Oblajinilor, se întâmplă niște lucruri, un business extraordinar de mare la piețele noastre, pentru că s-a rădăcinat de mulți ani că se duc pomene obiecte de uz casnic, câini, cratițe, nu știu mai ce, ștergare. Iată, cum să scăpăm iarăși de acestea? Că tot mă interesează cum să ieșim noi din acest cerc vicios. Faptul că avem o societate formalistă și superstițioasă, cineva profită din asta. Și lucrul acesta se întâmplă și la Paști, și la Paște Blajinilor, dar de altfel și la orice ceremonie religioasă, inclusiv la florii, în parte stâlpări, adică vând stâlpări, la botează vând busuioc, deci de Paște vând cozonac, de Blajin vând, adică tot ceea ce vrei, adică ceea ce solicită, deci fiecare credincios. Și atunci cred că e greu de depășit aceste stereotipuri, cred că și noi, în calitate de membri ai bisericii, de slujitori, ar trebui să fim mai expliciți, să nu ne axăm pe lucrurile acestea atât de mărunte, dar să ne axăm în primul rând pe ceea ce costă cu adevărat, și aceasta este rugăciunea și dragostea noastră. Acum să trecem la cum ne îmbrăcăm de Paștele Blajinilor și de toate. Cum ar trebui ca să audă toată lumea? Pentru că și aici se întâmplă multe necazuri la vestimentația pe care noi ne permitem să o purtăm în cimitire. Creștin ar trebui să fie oriunde. Și atunci vestimentația sau îmbrăcăminte decente e bun atât în biserică cât și în afara bisericii. Pentru că sunt unii că arată chiar de ochieți în afara bisericii și doar în timpul rugăciunii cumva încearcă să se deghizeze. Adică și, bine, practica bisericii noastre e că am improvizat fustițe și baticuri pentru doamne care intră, inclusiv am improvizat și niște ițari pentru bărbați care îmbracă pantaloni scurți în perioada caldă a anului. Deci am găsit o soluție, ceea ce nu putem identifica la intrare în cimitir, pentru că ar trebui prea mult stof în acest sens, dar orice om ieșind din casă, știind încotro și îndreaptă pași, ar trebui să se gândească dacă ținuta lui este cuvincioasă. Și atunci mă îndemnăm ca oamenii să nu meargă la paradă, să nu demonstreze cuiva ceva, ci să meargă foarte cu minte și ascultător și cuvincios îmbrăcat pentru a face o rugăciune. Și atunci avem alte prilejuri și alte locuri unde am putea să defilăm sau să demonstrăm cuiva că, adică cât de bine arătăm sau ce haine avem noi cumpărate în garderobă.
Sigur, ca și toată lumea, în zilele acestea am mai trecut prin preajma cimitirilor din municipiul Chișinău și am văzut că, iarăși după mine, neînțeles, pe tot parcursul anului, bine, sunt diferiți oameni, se face ordine în cimitire, iar acum era arhi încărcate toate străzile în preajma cimitirilor. Lumea face curățenie înainte de Paștele Blajinilor. Asta tot eu cred că este o neglijare. Slava Domnului că se deșteaptă măcar acum, știți, că dacă n-ar fi Paștele Blajinilor, ai impresia că mulți nici n-ar păși, de peste, da, pragul, poarta cimitirului. Pragul cimitirului. Eu cred că e binevenit și încurajăm ori acest lucru, e bine să facem mai din timp. De aceea chiar în perioada postul mare în multe parohii se organizează campanii și acte de voluntariat, în special cu tineri, cu credincioșii din sat, încât se merge pe la cimitir și se îngrijesc în special mormintele care sunt deja părăsite, care nu au rude, nu au... E cam tablou, cam trist, într-adevăr, când în jură sunt toate curate și două, trei nu. Și atunci mă întreb, de ce nu vine cineva pur și simplu să facă o pomană, să îngrijească un mormânt care nu are pe nimeni? Asta recomandăm, să nu-și amintească credincioșii că au rude în cimitir doar de Paștele Blajinilor. Iar dacă ar ține fiecare sâmbătă, pentru că sunt credincioși foarte responsabili care mai fiecare sâmbătă sunt la cimitir și lucrul acesta este salutabil, pentru că poți merge cu o floare, poți schimba apa de la florile, unii chiar preferă să împrospăteze cu apă, să afumeze. Sau să aprinde o lumânare. Exact, deci dacă ai fi un credincios practicant și ai fi responsabil de sufletul celor adormiți, ai păși mai des cimitirul. Ca să vorbim despre cimitire, în starea în care unele se află, se discută, se vorbește la acest cum să ne păstrăm locurile, pentru că diferă foarte mult cimitirile din Republica Moldova și din alte țări. Aici, ce trebuie să facă preotul ca să îngrijească, pentru că sunt unele cimitire care arată foarte unul peste altul, fără cărări, fără locuri de... sau alții care își acaparează pământ foarte mult și alții nu reușesc să nici mormântul să stea lângă el. Iată, despre aceasta vreau să discutăm. Eu cred că sunt mai multe probleme legate de cimitire în Republica Moldova și abia de câțiva ani legislația este cumva mai definitivată și practic avem câteva cimitiri numărate pe deget care sunt cu acte în regulă. Și atunci majoritatea cimitirilor nu au fost înregistrate oficial, nu toate cimitirile sunt localizate corespunzător și corespund cerințelor, iar în acest sens să știți că cei care administrează cimitirile nu sunt atât preoțe cât este administrația publică locală, pentru că asta conform legii. Da, adică ține de competența administrațiilor publice locale. Atâta doar că nu toate primăriile își permit acest lux să poată împrejmui cu o gard, să facă curățenie și alte lucrări. De aceea avem ceea ce avem și unde parohia este mai responsabilă. Eu, spre exemplu, merg în fiecare an la nou cimitir din orașul Durlești, unde știu că acum vreau și eu să zic despre el, că pentru mine este model, un cimitir model, l-am vizitat și eu. Preotul de acolo sau preoții de acolo, câteva săptămâni bune, evacuează toate gunoaiele, achită chiar sume impunătoare de bani, pentru că aceeași poveste să se repete după Blajin, pentru că oamenii nu sunt responsabili și conștiincioși, încât se adună multă murdărie și gunoaie după sărbătoare. Și atunci... și despre cimitirul, al doilea cimitir din satul Budești, din comuna Budești, tot aș vrea să zic că arată destul de plăcut și poți să mergi printre... Și atunci cred că ar trebui să conlucrăm mai mult noi, biserica, cei care deservim spiritual cimitirile și cei care practic sunt proprietarii
Păi da, da, dacă noi vedem că nu este ordine, omul are dreptul, cetățenii din localitatea XY, de exemplu, nu pot să zic același lucru despre frumusețea aranjării cimitirului în Sângera, în orașul Sângera. Acolo, unul peste altul stau și e destul de complicat să mergi printre, printre morminte. Ce putem noi face? Noi, oamenii simpli, ce putem? Să mergem la primărie? Eu cred că administrația publică locală ar trebui să prevadă spațiu corespunzător pentru cimitir, încât fie că acestea să se extindă, fie că, așa după cum se practică în cimitirile din municipiul Chișinău, peste o anumită perioadă au loc reînhumări. Și atunci, iarăși, de la caz la caz, n-am putea să generalizăm, dar regula asta ar fi să se conlucreze și credincioșii să pună problema acolo unde ea există. Dar despre cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău, cum se mai spune, Doină, da, zicem printre oamenii, ce puteți spune? Nu este până la urmă prea mare, pentru că am intrat și în cartea recordurilor Guinness cu mărimea acestuia. Nu apare necesitatea rezolvării altor situații de înhumare a morților? Cred că e binevenit înhumarea credincioșilor și, din fericire, la noi în țară, marea majoritate sunt înhumați în chip firesc, adică nu se practică incinerarea deocamdată. Și, deci, pentru înhumarea defunctului e nevoie de ceva mai mult spațiu. De aceea și noi ne-am extins sau ne extindem cu cimitirul, de asta aveam ceea ce aveam, un cimitir impunător. S-ar putea identifica și alt teren, poate undeva mai îndepărtat, dar care ar rezolva problema, să nu fie totul concentrat într-o poartă sau adică într-un cimitir, iar identificarea altui cimitir nou cumva ar degaja. Deci acest cimitir care este arhiplin și este atât de extins și e o mare dificultate chiar și la Blajin să intri, să ieși, dar chiar și pe parcursul săptămânii, pentru că sunt înmormântați uneori câțiva zece de oameni decedați. De aceea cred că soluția ar fi poate identificarea a unui alt teren, poate chiar mai îndepărtat, pentru că nu mergi la cimitir în fiecare zi, dar dacă s-ar face acces și ai ști că, uite, sunt locuri mai libere și adică este cumva mai degajat, mulți ar accepta acest lucru. Eu cred că cimitirul rămâne fi ceva sfânt și cel puțin îmi place cum este aranjat programul la cimitirul Sfântul Lazar, pentru că sunt serviciile corespunzătoare, inclusiv sunt și două biserici care deservesc cimitirul, sunt și multe biserici în municipiu care săvârșesc ritualul. Mai este și serviciul acesta Ritus, care practic a monopolizat deci serviciile funerare, care, de ca toate, sunt puse la punct. Unica problemă este că e un timp fulger de oficiere a ceremoniei, de ca totul este calculat, adică, practic, de minut în minut, ceea ce nu e tocmai în duhul înmormântării specifice de la țară, încât oamenii în voie se pregătesc, așteaptă preotul, preotul merge adică, pe jos spre cimitir sau mă întâi pe la biserică, acolo oamenii în voie. Adică, păi, dar nici nu ne putem permite în oraș să mergem pe jos. E evident, e alt ritmul. Da, deci cred că doar aici adică sunt unele nereguli, pentru că tot așa adică merge adică, ca la carte. Adică, se întâmplă foarte timp, repede, da, aceste absolut tradiții de mormântare la Chișinău. Dar în linii mari aș putea spune că toate serviciile sunt puse la punct, ceea ce nu avem la țară, pentru că trebuie să identifici uneori gropare, asta durează și așa mai departe. Altă problemă la oraș e că toate aceste servicii costă. Și unii nu-și pot permite. Exact. Dar totuși vreau să mă întorc la cimitirile din Chișinău și să vă întreb ce se întâmplă cu cimitirile care sunt delăsate. Cine ar trebui să aibă grijă de ele și dacă aceste cimitire așa pot trece fără nicio atenție și să uităm de ele?
Dacă cimitirile intră în competența administrației locale, deci ar trebui ca administrația publică locală să-și bată capul de aceste cimitiri și totodată să identifice oameni de bună credință, inclusiv voluntari, care ar putea fi implicați tocmai în această direcție să rezolve diverse probleme, fie că curățenia, amenajarea, poate alte lucrări care sunt de mare nevoie în cimitir. Despre incinerare vreau să vă mai întreb, pentru că am mai citit astăzi, pregătindu-mă pentru emisiune, că Biblia nu dă nicio învățătură specifică despre incinerare. Vechiul Testament amintește despre oameni care au fost omorâți prin ardere, oasele cărora au fost arse, dar nimic nu se spune dacă e bine sau nu e bine. Incinerarea a fost practicată pe timpuri încă biblice. Aici, la acest capitol, ce părere aveți? De ce la noi creștinii? Biserica ortodoxă și având o țară majoritar ortodoxă, recomandă și e foarte principală la acest capitol ca orice răposat să fie dat în humări firești, putrefacții firești. Din pământ suntem, în pământ și mergem, deci această expresie clasică pe care o folosim. Și dar în Biblie nu sunt. Sunt adică specificări și sunt reglementări ale bisericii în timp, care totuși spun că cea mai firească formă de descompunere e cea mai recomandată în acest sens. Și atunci, în cazul în care își dorește creștinul, enoriașul sau persoana, zice în testament, scrie că ar vrea să fiu incinerat, este un păcat? Ar fi familia, dacă îndeplinește voința, voie? Ar fi un păcat, iar preotul n-ar... În ce constă păcatul ăsta? N-ar avea dreptul să meargă să oficieze slujba de prohodire, cu excepția dacă acest lucru s-a întâmplat involuntar, fie că într-un urma unui accident sau adică ceva adică extraordinar întâmplat, pentru că sunt oameni care și-au pierdut adică viața în diverse forme. Uh-huh. Iar totuși biserica vine cu această restricție și recomandare ca totuși fiecare decedat să fie încomat și nu incinerat. Bine, dar până la urmă trupurile oricum se transformă în praf și dacă se vor transforma peste 1000 de ani sau peste 10 ani sau peste 5 zile după... Rămâne a fi o dogmă a bisericii, adică o recomandare principală și... Că deci la noi nu se va întâmpla niciodată ca să fie incinerați. Eu nu știu ce se va întâmpla în societatea noastră, pentru că vedem că incinerarea ia amploare în toată lumea și în special în vest, deci în special în cultura catolică, cea adică neoprotestantă, se practică incinerarea, ceea ce adică nu acceptă Biserica Ortodoxă. Am înțeles. Dacă discutăm mai departe, tot la capitolul tradiții și obiceiuri, cum verifică biserica sau care ar fi posibilitatea de a verifica actul de punere a diferitor taxe la lumânări în biserică? Pentru că este o tradiție că vine omul în zile de sărbătoare și aprinde o lumânare. Trebuie să o procure la biserică și o aprinde la icoane sau în locurile potrivite. În diferite biserici, prețurile acestor lumânărilor este diferit, începând de la 2 lei și până la 5 lei, ce mai mică. Probabil că cea mai discutată temă și cea mai sensibilă temă este tocmai aceasta, prețurile din biserică, inclusiv la toate atributele bisericești și la toate serviciile bisericești. Să știți că fiecare comunitate religioasă, fie că este ea obște monahală, fie că este parohie, este persoană juridică aparte. Și atunci... Deci nu poate mitropolia să verifice dacă o lumânare sine costul ei este de 2 lei, vă dau să nu pună 5? Vă dau explicații în continuare. Și atunci... Statutul bisericii prevede în felul următor că fiecare parohie se autogestionează
Și nu doar preotul este persoana care decide lucrurile în biserică, dar este un consiliu parohial, care de altfel și ia toate deciziile, inclusiv asupra acestui aspect, care trebuie să fie prețul și dacă el trebuie să fie în biserică. Și atunci, reșind din numărul credincioșilor, reșind din starea parohiei, a edificiului, care poate are nevoie de reparație, de construcție capitală și așa mai departe, de salarizare celor care sunt implicați în viața comunității religioase, se stabilesc aceste tarife. Dar atunci nu ar fi bine ca să fie odată la jumate de an un raport financiar a preotului? Absolut, toate parohiile trimestrial prezintă de seară. Transparență, cui prezintă? Direcții metropolitane. Absolut, adică ce venit a avut, ce cheltuieli a avut. Da, noi nu cred că știm menoria și nu știu cine face acest lucru. Cel puțin, am auzit că o biserică la Ghidi Ghici. Cel puțin fiecare parohie deci ar trebui să prezinte consiliul și prin consiliul adunării generale după nevoile sau conform solicitărilor credincioșilor. Și atunci acest lucru încercăm să facem transparent, cel puțin o dată în an, cu anumite prilejuri, când are loc, deci, fie că convocarea Consiliului Parohial, fie că adunarea generală a credincioșilor. Știți de ce spun asta? Pentru că lăsăm loc de interpretare și atunci se pornesc lucruri urâte în defavoarea atât a preoților sau a parohiilor, în special acolo unde se întâmplă prețuri exagerate sau prețuri la servicii. De exemplu, la mănăstiri te duci și spui că vreau să fie citit 40 de slujbe pentru un nume oarecare și zice, vă puneți cât vă lasă inima. La biserică ți se spune taxa, 30 de lei, 50 de lei. Și atunci întrebarea mea este cum? Da, deci în mod firesc, dacă dumneavoastră aparțineți de o comunitate religioasă, adică sunteți membrul unei parohii, atunci aveți tot dreptul dumneavoastră ca membru sau un grup de credincioși să clarifice această situație. Și atunci, de la caz la caz, de la parohie la parohie, lucrul acesta se reglementează prin Consiliul Parohial. Despre toate aceste obiecte care se vând în biserici, ce părere aveți? Este binevenit ca să vândă bisericile iconițe, obiecte de cult, cărți, icoane? Potrivit statutului bisericii, nu avem dreptul să vindem altceva străin cultului. Și atunci, la un botez, ai nevoie de cruciuliță, un bunul creștin poartă cruciulița sau solicită o iconiță sau o brățară sau altceva care, până la urmă, este un atribut bisericesc. Și atunci te-ai uitat straniu dacă s-ar vindea altceva, ceea ce nu tocmai e conform statutului bisericii. Dar despre calitatea acestor produse, acestor obiecte, cine are grijă? Toate sunt diferite și inclusiv și prețul lumânării este în dependență de calitatea sau din ceea ce este făcut. Pentru că dumneavoastră vă mirați că o lumânare poate de aceeași dimensiune are prețuri diferite pentru că una este din parafină și alta este din ceară naturală. Nu, și eu știu despre asta că se scrie din ceară evident, naturală. Evident și prețul diferă. Și atunci încercăm ca în biserică să diversificăm mărimile de lumânări potrivit posibilităților credincioșilor. Și atunci, chiar la lumânări, noi, la anumite tipuri de lumânări, am renunțat și la taxe, pentru că n-ar trebui să fie un impediment, că dacă omul nu are bani, să nu poată să intre să aprindă lumânări. Absolut. Și atunci, haideți să privim și la toate prețurile acestea care sunt în biserică ca ceva orientativ. Pentru că omul, adică aș pune adică întrebare, cam cât costă? Pentru că noi încă nu avem această cultură. Pentru că o vreme, deși la Universitatea de Stat, să știți că de când este, de când funcționează biserica, nu au fost prețuri, taxe la nimic, cu excepție la cei ce are preț, spre exemplu, icoana, am cumpărat-o cu data și am pus o mică adaus, lumânare și așa mai departe, dar într-o vreme am decis că haideți să scoatem și prețurile la lumânări. Și atunci, dacă așa ar mai fi continuat câteva luni, biserica falimenta, pentru că omul astăzi crede că dacă nu este fixat o taxă, este pe gratis. Și atunci chiar nu poți ținea piept la
la toate și cred că trebuie să educăm și credincioșii noștri și noi să creștem încât să ne dăm seama că un efort, un serviciu, o instituție care există în exclusivitate din donații ar trebui să aibă un fond stabil și anumite surse benevole din care ar exista. Am înțeles. După părerea dumneavoastră, am auzit pe cineva după sărbătorirea învierii Domnului că la unele biserici s-au înregistrat, adică s-a văzut mai puțină lume decât de obicei. Această mai puțină lume este generat de plecările masive ale moldovenilor sau oamenii vin mai puțin la... Cum vedeți dumneavoastră dinamica? Spre exemplu... Pe parcursul mai multor ani. Eu urmăresc... la cele două biserici care le administrez, atât la Universitatea de Stat cât și în localitatea Dumbrava, unde e o biserică în construcție, și am observat că la ambele biserici, în primele săptămâni ale postului mare, s-au prezentat mai puțin credincioși decât anii precedenți. Și aceasta am legat de câteva sărbători laice care sunt înrădăcinate încă în conștiința poporului nostru, și anume e vorba de 20 februarie și 8 martie. Pentru ca din a treia, a patra săptămână să văd că s-au retrezit și în special la Florii. Din contra, la Universitatea de Stat, vreo 4-5 credincioși au încercat să identifice altă biserică, spunând că n-au încăput în biserica USM. Deci, pentru prima dată, cineva ne declară că biserica a fost arhiplină și n-au încăput în biserică. Și atunci, aș spune, din contra, dinamica este undeva pozitivă. Probabil că asta depinde și de zona unde te afli, pentru că noi în urbă nu prea simțim acest exod masiv al populației, pentru că oricum lumea pleacă și inclusiv din comunitatea noastră pleacă. Iar acest lucru îl observăm nu atât în posturi, când oricum vine suficientă lume, dar îl simțim în zile de rând, adică în timpul anului, în zi de duminică și conform altor solicitări, adică botezuri, cununii și așa mai departe, care sunt într-o ușoară scădere în ultimii 2-3 ani. Suntem pe final de emisiune. Părerea dumneavoastră vis-a-vis de situația creată în satul DNR-ul când s-au certat preoții din două mitropolii? Da, este un lucru regretabil, pentru că suntem în perioada postului mare și orice problemă, cât de grav ar fi ea, ar trebui să fie soluționată la nivel local. Din păcate nu sunt documentate așa, adică nu pot oferi prea multe detalii, pentru că eu sunt în parohie mea, adică ține de altă jurisdicție, de alte episcopii și așa mai departe. Da, dar ar fi trebuit să se ajungă la o înțelegere între ei. Urmăresc și eu din ceea ce se întâmplă, evident că este ceva regretabil când acest gunoi sau adică aceste nemulțumiri iese din afara comunității religioase. Nu facem nimic altceva decât rugăciune ca spiritele să se liniștească și legea și dreptatea să-și spună cuvântul. Și pe final, aprecierea dumneavoastră cuvintelor spuse de Papa de la Roma, Benedict al XVII-lea, referitor la afirmația dânsului că iadul nu există. Noi știm cu toții că există și rai și iad, atâta doar ne rugăm ca iadul să fie gol, iar de asta depinde viața trăită aici pe pământ. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc sărbători fericite în continuare și cu mare drag și pe parcursul anului o să vă invităm la alte emisiuni să discutăm. Cu drag și Hristos a înviat. La final dați-mi voie să dau citire unor versuri scrise de un coleg de-al meu. Rugăminte. Tatăl nostru cel de în ceruri promisese-i că în curând din noianul tău de treburi coborâ vei pe pământ. Nu te supăra, dar globul de rotație amețit vreau să mai amâni potopul. Iartă-l, Doamnei, zăpăcit. Dă-ne nouă pâinea noastră, lor le lasă pâinea lor. Unul soarele în fereastră, dă-ne-l, Doamne, tuturor. Și mai am o rugăminte, iarăși, nu te supăra, dă-le oamenilor minte ca să uite a uita de acele mari păcate și ispite omenești care tu înspre nemoarte ai voit să poruncești. Poate astfel, până la urmă, când din nou vei reveni, fii va omul om, nu turmă, fără chip de a-l mântui.
Vă mulțumesc astăzi pentru atenție. Vă aștept marți și vineri la 19:00 să urmăriți emisiunea Noi despre Noi.